Denis, Diana, ne bucurăm că sunteți aici în calitate de miri în această frumoasă zi de primăvară. Vă salutăm în casa Domnului și vă binecuvântăm. Știm că motivul pentru care ați venit nu este să împliniți o tradiție românească, ci este să primiți binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Tradiția nu ar face altceva decât să vă satisfacă o căutare culturală, care este de moment în cadrul unei sărbători. Binecuvântarea lui Dumnezeu este pentru fiecare zi din viața voastră tot ce este bun din cer. De aceea vă felicităm pentru că în tinerețea voastră v-ați convertit la credința creștină într-un mod personal, într-un mod conștient, într-un mod voluntar, într-un mod practicant. De asemenea, vă felicităm pentru că prin această credință pe care o aveți în suflet, v-ați botezat în apă ca un semn al credinței voastre și ca un legământ cu Domnul. Și de asemenea, acum când vă căsătoriți, ați venit din nou în casa lui Dumnezeu ca să primiți binecuvântările cerului și ale pământului. Pentru lucrul acesta vă felicităm. Stimați părinți, chiar dacă numai o pereche dintre dumneavoastră sunteți aici, de față, la sărbătoarea cununiei copiilor dumneavoastră, suntem bucuroși să fim alături de dumneavoastră și să vă felicităm pentru investiția care ați făcut-o în copii. Atunci când eram un predicator tânăr și copiii mi-erau mici, înțelegerea mea despre sărbători de genul acesta era diferită de cea pe care o am acum, când toți trei copiii pe care Domnul mi-a dat mie și soției mele s-au căsătorit, am stat de trei ori pe banca aceea și am avut simțăminte pe care nu le-am știut stând aici în calitate de predicator sau de păstor. Știu că încercați un amestec de bucurie nemărginită cu o stare de... Nu există sinonim la durere sau la tristețe, un sinonim pozitiv. Pentru că vă pleacă din viață o fată, vă pleacă din casă o fată, dar merge pe drumul ei și de fapt pentru aceasta ați crescut-o. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimați miri, stimată biserică, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră astăzi, la nunta lui Denis și Diana, un cuvânt al Domnului și pentru aceasta aș vrea să citesc din Biblie câteva versete, în mod selectiv, și o să vă rog să mă urmăriți. Citesc din Faptele Apostolilor, din capitolul 18, citesc din Romani, din 1 Corinteni și din 2 Timotei. O să citesc toate textele biblice, 6 la număr, care vorbesc despre familia pe care vreau să vă prezint ca model și ca exemplu. Din respect pentru Domnul și cuvântul Său, vă cer îngăduința să stați în picioare. Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetele 2 și 3, apoi 18 și 26. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, deoarece poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei să lucreze. Meseria lor era facerea corturilor. Versetul 18. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Acuila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, că își făcuse o juruință. Și versetul 26. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat cu ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea Domnului. Romani 6:3. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos. 1 Corinteni 16:19. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila împreună cu biserica din casa lor vă trimit multă sănătate în Domnul. Și ultimul verset, 2 Timotei 4:19. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila și casei lui Onisifor. Amin. Mulțumesc, stimații mei, ocupați-vă locurile. Viața noastră este foarte colorată și uneori ne aflăm în momente grele, dureroase, în suferință. Astăzi ne aflăm într-un moment de bucurie, la nuntă. Doi tineri au fost îndreptați în mod reciproc, cu inima unul către celălalt și Dumnezeu vrea să binecuvinteze legământul iubirii lor în
instituția căsătoriei. Aș vrea astăzi să predic despre familie și biserică și să încep spunându-vă că calitatea vieții umane s-a erodat foarte mult în ultimile decenii. Oamenii au devenit din ce în ce mai răi, mai ipocriți, mai falși, mai formali. Atât de mult s-a erodat caracterul oamenilor încât fiecăruia dintre noi ne este teamă când facem o afacere. Semnăm tot felul de contracte, punem tot felul de martori, ne luăm tot felul de măsuri de precauție să nu fim înșelați. Ori de câte ori avem o relație cu cineva, o relație de prietenie, de camaraderie, o relație de lucru, de vecinătate, ne luăm tot felul de măsuri de protecție. Toate aceste manifestări ale noastre spun ce este de fapt în interiorul nostru. Nu mai avem încredere în oameni. Însă această frică, datorită lipsei de caracter a oamenilor din jurul nostru, capătă dimensiuni mari pentru o fată atunci când se căsătorește, încercând să identifice dacă băiatul spre care simte iubire este un băiat de caracter sau se ascunde și în spatele unei aparențe este de fapt un băiat care îi va deveni soț și îi va distruge viața. Aceeași teamă o împărtășește băiatul. Este serioasă fata? Care-i trecutul ei? Pot avea încredere în ce spune sau nu? Acestea sunt frici pe care le avem când ne căsătorim și când intrăm în orice formă de relație cu oamenii. Însă, nu doar în relațiile interumane apare această neîncredere, care este consecința lipsei de calitate, de integritate și de caracter, ci apare și în relația oamenilor cu Dumnezeu. Oamenii nu mai au caracter nici față de Dumnezeu, așa că ne cinstesc modul în care Dumnezeu a organizat viața, respectiv individul să trăiască într-o relație de sfințenie cu Dumnezeu și de ascultare, iar atunci când se căsătorește și are familie, stilul de viață al familiei să fie după planul celui care a organizat familia, arhitectul familiei, creatorul familiei, respectiv Dumnezeu. Vechile instituții ale omenirii sunt familia și biserica. Ambele sunt instituite de Dumnezeu și se justifică în existența lor prin relația lor cu Dumnezeu în baza felului în care Dumnezeu a organizat această relație. El, în calitate de creator, în calitate de arhitect, în calitate de susținător al familiei. Astăzi, în ziua anunții lui Denis și Diana, aș vrea să predic despre rolul familiei în biserică și despre rolul bisericii în familie. Afirmând faptul că familia este o biserică mai mică, iar biserica este o familie mai mare. Pentru a explica acest adevăr, al coborând dimensiunea practică, al lua din dimensiunea teoretică, folosesc drept exemplu o familie. Este ușor să subînțelegeți că este vorba despre familia lui Acuila, soțul, și Priscila, soția. Vreau să spun câteva lucruri despre ei, care sunt pentru tine, Denis și Diana, o perspectivă a viitorului vostru ca și familie în relația cu Biserica lui Dumnezeu. În calitate de păstor, afirm că v-am cunoscut ca pe niște tineri serioși și cu minți. Ați fost prezenți la toate serviciile divine, nelipsiți de la orice activitate. Ați fost un model pentru ceilalți tineri. Îmi place să cred și mie și celorlalți pastori și întregii biserici, nu în ultimul rând părinților voștri, că punerea voastră împreună va accentua și va amplifica pocăința voastră, sfințirea voastră, dedicarea și slujirea voastră pentru Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Spun lucrul acesta pentru că sunt foarte mulți tineri care înainte de căsătorie participă la serviciile divine, cântă într-o formație și după ce se căsătoresc pur și simplu dispar.
Poate nu dispar ca și prezență în biserică, dispar ca și disponibilitate și ca și dedicare și slujire în biserică. De aceea o să rostesc acest cuvânt pentru voi, punând în fața voastră chiar aici pe o bancă imaginară, o altă familie, și în locul tău este Aquila și în locul tău este Priscila. Și o să spun despre această familie lucruri pe care voi trebuie să le repetați, pentru că aceste lucruri făcute de ei în Biblie sunt lăudate de Dumnezeu și de apostolii lui Dumnezeu. Dacă vor fi repetate de voi, vor fi lăudate și în viața voastră de Dumnezeu și de Biserica lui Dumnezeu. Uitați despre ce este vorba și care este modelul familiei Aquila și Priscila. Unitatea lor. Aquila era iudeu, Priscila era roman, era din Italia. Tradiția spune că Aquila, nu știu în ce împrejurări, a ajuns rob în casa părinților Priscilei, care era o familie de nobili foarte bogați. Priscila fiind puțin mai mică ca și vârstă decât Aquila, Aquila s-a îndrăgostit de ea, deși era rob în casa părinților ei. Și ea, chiar dacă era stăpâna mai mică a lui, s-a îndrăgostit și ea de el. Aceste povești de dragoste interzise presară istoria omenirii. Romeo, Julieta și mulți alții. E bine, tradiția spune că așa s-a întâmplat cu Aquila și Priscila și până la urmă, părinții Aquilei, părinții Priscilei, i-au dat libertate lui Aquila, care era rob, și ei s-au căsătorit și au făcut o familie. La un moment dat, împăratul Claudiu a vrut să expulzeze pe iudeii din Roma, din Italia, lucru care s-a și întâmplat. Iar soția lui Aquila, Priscila, deși nu era iudeică, ea avea cetățenia romană, ea era romană, totuși a trebuit să-și urmeze soțul și să împărtășească destinul lui, plecând din Italia, fiind expulzați de autorități. Au ajuns în Corint împreună. Dacă astăzi s-ar întâmpla lucrul acesta, probabil că Aquila ar fi plecat înainte pentru o lună sau un an să găsească de lucru, să găsească o casă și o chirie. El, expunându-se în singurătatea lui la multe probleme și ea acasă la altele, de fapt la aceleași probleme, dar în locuri diferite. Oamenii aceștia au fost uniți, dragii mei. Au fost uniți în Roma, au fost uniți în Corint, mai târziu au plecat în Efes și au mutat reședința, dar tot împreună au plecat. Și au revenit în Roma după ce lucrurile s-au liniștit cu această zvâgnire a împăratului Claudiu, dar au fost tot timpul împreună. Ei nu doar au trăit împreună și s-au mutat împreună din loc în loc, nedespărțindu-se niciodată. Ei au muncit împreună. Ea, deși o fată dintr-o casă de nobili, a împărtășit meseria soțului ei, făcător de corturi. Și Biblia ne spune că ei au dezvoltat un business în Corint de corturi, făceau corturi. Au dezvoltat același business de corturi și în Efes când s-au mutat. Și eu înțeleg printre rândurile Bibliei că businessul din Corint a rămas. Așa se face că ei au fost o familie care s-au descurcat bine cu banii, au fost întreprinzători. Oamenii aceștia au fost împreună, au locuit împreună, au slujit împreună, s-au sacrificat împreună. Toate lucrurile le-au făcut împreună. Unitatea lor este remarcabilă. De 6 ori este numele lor menționat în Biblie și toate cele 6 locuri le-am citit. Nici măcar o singură dată nu se menționează numele unuia dintre ei, al soțului Deni sau al soției Diana. De fiecare dată când se spune Aquila, se spune Aquila și Priscila. Și de 3 ori se spune mai întâi Aquila și de 3 ori se spune mai întâi Priscila. Nu știu de ce. Regula Bibliei este să se pronunțe întotdeauna numele bărbatului. Aceasta este regula Bibliei. Dar uneori Biblia face excepții și uneori nu știm să le explicăm. Spre exemplu aceasta, probabil că a vrut să vorbească despre o unire și o egalitate în natură. Nu știu, e doar o presupunere personală, dar ceea ce vreau să spun este că niciodată numele unuia nu este menționat în absența celuilalt. Parcă este o lecție care se predă unor miri care vin la altar și lecția este următoarea. Încercați să fiți cât mai mult împreună. În prima lună va fi ușor, după aceea va fi mai greu, mai ales mai târziu.
să vă faceți din el un principiu, nu doar răspunsuri la niște sentimente care sunt astăzi așa, mâine invers, ca și clătita. Să aveți principii și să vă călăuziți cu mintea, nu cu inima. Lăsați mintea să gândească și inima să bată. Dacă veți face invers, veți ajunge nu departe, ci aproape, uneori de unde ați plecat cu mulți ani în urmă. Să fiți întotdeauna împreună, întotdeauna, când veniți la biserică, veniți împreună. Când mergeți în vacanță, mergeți împreună. Dacă puteți la cumpărături, mergeți împreună, evident. Nu puteți merge împreună întotdeauna la cumpărături sau la serviciu, având servicii diferite. Dar cât mai mult posibil, unde e posibil, stați împreună. Este important să fiți împreună. Ori de câte ori veți fi împreună, veți fi o protecție unul pentru celălalt. Trăim într-o lume prea rea ca să ne bazăm pe bunătatea noastră și pe inima noastră, care de altfel, spune Biblia, că e nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. În ciuda diferențelor etnice, intelectuale, condiție socială, stare materială, ei sunt uniți. Știți de ce? Pentru simplu motiv că sunt soț și soție. Dumnezeu i-a făcut una. Denis, astăzi vei fi întrebat și mă gândesc că o să recunoști și public că tu vrei să devii una cu cea care acum îți este mireasă și stă lângă tine. Același lucru este valabil pentru tine, Diana. Trebuie să fiți uniți. În felul acesta, familia voastră va servi lui Dumnezeu și va servi bisericii sale. Altfel, biserica e doar locul unde vă faceți cununia. Dacă voi sunteți credincioși, cartea aceasta va fi manualul pentru viața voastră. Dacă familia voastră va fi o familie creștină, cartea aceasta va fi manualul pentru familia voastră. Dacă sunteți doar niște religioși și ați avut nevoie de biserică să vă faceți nunta, eu știu că nu este adevărat, dar trăim într-o lume care obișnuiește să facă așa. Merg la starea civilă să-și facă nunta și nu se mai duc niciodată acolo. Și merg la biserică ca să-și facă nunta și nu se mai duc niciodată acolo. La starea civilă nu mai merg că nu mai au motive, dar nici la biserică nu mai vin că nu mai au motive. Este biserica doar un loc unde ne facem sărbătorile familiei sau este un loc unde ne întâlnim cu Dumnezeu? Pentru oamenii născuți din nou există motive să se întâlnească cu Dumnezeu. De aceea am predicat la nunta voastră despre faptul că familia se va identifica cu biserica și biserica cu familia voastră. Așa a fost în tinerețea voastră și așa va rămâne restul vieții voastre. Al doilea lucru pe care îl întâlnim în viața lui Priscila și Acuila, în viața lui Acuila și Priscila, pe lângă unitatea lor, este slujirea lor. Când ei se mută în Corint, fiind expulzați din Italia, așa cum anticipam, își deschid un business de corturi, meseria soțului. Când Pavel, după cum am citit, se mută, trece prin Corint și stă acolo un an și jumătate și slujește, oamenii aceștia îl ascultă, probabil erau creștini, probabil nu erau și s-au convertit atunci. Este important însă că s-au dus la el. Probabil aveau o casă mai măricică datorită business-ului lor care funcționa bine. L-au luat și l-au ținut în casa lor. L-au admirat, l-au respectat, i-au ascultat cuvântul și au lăsat ca acest cuvânt să-i crească și să-i maturizeze. Mergea întotdeauna cu el la adunările unde predica Evanghelia. Mai mult de atât, când Pavel s-a mutat din Corint și a mers în Efes, am citit în versetul 18 că ei au mers împreună cu el. S-au așezat în Efes, Pavel a stat acolo o vreme și apoi au plecat, dar ei n-au mai plecat. În casa lor a început biserica din Efes. Pavel a trimis pe Timotei, un mai tânăr predicator, ca pastor al bisericii din Efes, iar Timotei a mers în casa lor și eu sunt sigur că Acuila și Priscila, cum s-au ocupat de Pavel, s-au ocupat de tânărul Timotei și de nevoile lui. Era timid, era bolnăvicios, era un pastor tânăr, avea o grămadă de nevoi, avea nevoi materiale, financiare, avea nevoie de multe lucruri. Oamenii aceștia care au umblat cu Pavel multă vreme, pur și simplu l-au pus pe Timotei în locul lui. Mai mult de atât, când un predicator foarte bun, pe nume Apollo din Alexandria, vine în Corint și în Efes. Oamenii aceștia, familia aceasta, îl primesc pe Apollo, îl iau în casa lor, îl găzduiesc, îl hrănesc și explică cu deamănuntul ceea ce ei au primit cu deamănuntul de la Pavel și probabil și din relația cu Timotei. Și devin niște mentori. Oamenii ăștia nu au fost niciodată ordinați, dar oamenii ăștia au avut o casă deschisă și o inimă deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru lucrătorii lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine, nu există lucrare fără lucrători și nici lucrători fără lucrare. Să nu le mai separați, ca dacă le separați vreodată le faceți din alte interese decât din cel al împărăției lui Dumnezeu. Oamenii aceștia s-au îngrijit de Pavel și de nevoile lui și de lucrarea pe care o făcea, pentru că era lucrător.
S-a ocupat și s-a îngrijit de nevoile lui Timotei și de lucrarea pe care o făcea și s-a îngrijit și s-a ocupat de Apollo și de lucrarea pe care acesta o făcea. Oamenii aceștia și-au deschis casa și viața. Oamenii aceștia au fost o familie remarcabilă. Au avut un business profitabil, au avut o viață spirituală de succes, au avut o relație profundă cu Apostolul Pavel. Și să vă spun ceva. Apostolul Pavel scrie 14 epistole, considerând că și cea către evrei este scrisă de Pavel. Și citim în Scriptură că s-a întâmplat ceva ce mă impresionează de-a dreptul. Ce anume? Apostolul Pavel menționează de câteva ori în aceste 14 epistole, menționează 26 de nume de oameni la sfârșitul epistolelor. Știți că Pavel spunea, îi mulțumesc lui cu tare, lui cu tare, lui cu tare, lui cu tare. 26 de nume menționează. De fiecare dată, aproape, cu mici excepții, lipsește Acuila și Priscila. Sunt numele care le întâlnim cel mai des în lista numelor menționate de Pavel. Astea trădează relația spirituală și de prietenie adâncă ca și mentor și ucenici dintre Pavel și familia Acuila și Priscila. Mai mult de atât, ei s-au îngrijit de nevoile lui Pavel și de nevoile lucrării, atât față de Pavel, Timotei și Apollo. Nu uitați că în Romani, în capitolul 16, versetul 3, Pavel spune următoarele cuvinte: tovarășii mei de lucru în Hristos, nu de lucru la facerea corturilor. Măcar că tot ei au dat de lucru și lui Pavel la facerea corturilor, până când a venit Sila ca să se îngrijească de responsabilitățile financiare ale lui Pavel. Deși educați, deși bogați, deși influenți, deși cu relații, au fost modești, harnici, dedicați și nu i-au cerut apostolului Pavel să-i promoveze în lucrarea creștină. Au rămas niște anonimi, neordinați, dar cu o inimă excelentă pentru Dumnezeu și cu casa, cu banii și cu resursele lor la îndemâna lui Dumnezeu. Închei, pentru că timpul meu s-a expirat deja, spunându-vă în al treilea rând despre suferința lor. Atunci când slujești, suferi. Pentru că nu întotdeauna oamenii te apreciază și uneori vorbesc sau fac lucruri care te rănesc, te frâng. Așa s-a întâmplat cu ei. Biblia ne spune că Acuila și Priscila și-au pus capul în joc să scape viața lui Pavel. Asta spune el în Roman 16:3. Acuila și Priscila și-au pus capul în joc să-mi scape mie viața. Probabil că se referă la una dintre cele două răscoale în care au fost prezenți împreună cu Pavel. Oriunde ajungea Pavel, se crea controverse. El predica direct și unii țineau cu el, unii erau împotriva lor. Pe Pavel ori îl urai, ori îl iubeai. Nu puteai să ai o atitudine de mijloc. Și el a fost în Corint și acolo s-a declanșat o răscoală împotriva lui. Pe timpul cârmuitorului Galion, fapte 18. Dar au fost și în Efes, când pe timpul lui argintarului Dimitrie, de asemenea, a fost răscoală, în Efes, în capitolul 18. Foarte probabil că Acuila și Priscila, care a fost prezent și într-o situație și în alta, împreună cu apostolul, și-au pus viața în joc ca să-l scape pe apostol din mâinile oamenilor care au vrut să-l omoare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii aceștia s-au asumat riscul. Nu știu ce a însemnat pentru Pavel că și-au pus viața în joc, probabil că au fost bătuți, amendați. Cine știe ce penalități au primit din partea autorităților, dar au făcut lucrul acesta pentru marele apostol, în care ei au văzut omul lui Dumnezeu și vocea lui Dumnezeu, pe care l-au lăsat să le schimbe viața, să-i conducă la cruce și să le fie un mentor în asemănarea cu chipul lui Iisus Hristos. Oamenii aceștia nu au fost religioși, oamenii aceștia au fost sfinți, oamenii aceștia au fost născuți din nou. Și nu numai înainte să se căsătorească, ci și după, și-au pus familia și resursele la îndemâna lui Dumnezeu. Observați că, în concluzie, vreau să vă spun următorul lucru. Secretul fericirii unei familii este să-și pună viața în mâna lui Dumnezeu, împreună cu resursele pe care ei le au pentru lucrarea lui Dumnezeu. Deni, Diana, sunteți doi adulți care ați hotărât să vă căsătoriți. Amândoi îl aveți pe Domn ca Domn pe Iisus. Și amândoi sunteți membri în Biserica lui Dumnezeu. Aveți în viață o perioadă, în față o perioadă frumoasă. Familia voastră este un drum lung în care Dumnezeu își asumă responsabilitatea astăzi ca să-L binecuvinteze și să vă fie alături. Dumnezeu se va îngriji de voi. Îngrijiți-vă și voi de lucrarea Lui și de lucrătorii Lui. Și El vă va binecuvânta și astăzi și mâine și în veci. Amin.